ce îi pândește pe intelectualii moraliști? Îi pândește oboseala. În general aveți, în acest volum, se află strânși la oaltă câțiva oameni care cred eu că au obosit îngrozitor. Pentru că vreme de 20 de ani au spus cam aceleași lucruri. Niciunii dintre ei nu și-au schimbat culoarea, pentru că culoarea lor era culoarea unei minți, nu a unei cămăși politice. Problema cu acești moraliști este să aibă nervi tari și să continuă să spună la nesfârșit, chiar când rămân singur cu ceea ce cred. Între ziariștii din România, care și ar trebui să fie moraliștii societății într-un alt mod, aproape că nu mai există, cu două, trei excepții, oameni care să meargă pe linia unui sistem de valori clar și pe care să-l apere, indiferent de jobul lor, indiferent de perspectiva meseriilor, indiferent de patronajul politic și așa mai departe.